Vineri 22 aprilie 2016, în Republica Moldova, raionul Sângerei, a fost parafat acordul de înfrățire dintre județul Gorj și raionul Sângerei. Delegația oficială ce a reprezentat județul Gorj a fost alcătuită din vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, Ciprian Florescu, și Ovidiu Popescu, consilier al președintelui Consiliului Județean Gorj. Cam așa arată acordul semnat de subsemnatul și președintele Vasile Maranduc. M-a sunat, a mulțumit și a spus că județul Gorj, prin delegația prezentă, a fost reprezentat așa cum se cuvine, de niște autorități competente și responsabile. În altă ordine de idei, eu cred că pasul acesta pe care noi l-am făcut vine în completarea a multor pași pe care îi fac românii și moldovenii de a se uni. Eu cred că dacă pe undeva și de o parte și de cealaltă a Prutului mai sunt semne de întrebare legate de Marea Unire, ele numai așa pot fi rezolvate prin răspunsul de acestea concrete. Sunt județe din România care deja au realizat acest lucru de înfrățire cu raioane din Moldova, tocmai în ideea de a sensibiliza, eu zic, în egală măsură și de parte și de alta, autoritățile de a porni la drum spre Marea Unire. Acum e vorba de pasul de a sprijini Moldova să intre în Uniunea Europeană și evident că ne dorim să fim așa cum am fost în istoria noastră cunoscuți, cu România Mare Unită. Așa cum menționa domnul președinte, s-au parafat protocoalele care reprezintă, în fapt, înfrățirea dintre județul Gorj și raionul Sângerei. O foarte scurtă istorie a acestei acțiuni, ea a demarat în urmă cu ceva vreme, au fost mai mulți pași de parcurs, inclusiv o hotărâre de Consiliul Județean despre care dumneavoastră știți, o hotărâre a Consiliului Raional Sângerei prin care consilierii raionali au fost de acord cu această înfrățire, iar în ziua de vineri s-a consfințit practic ceea ce va însemna pentru cele două unități administrativ-teritoriale din România și Republica Moldova deschiderea nu numai a unor canale de comunicare, ci a unor colaborări ce vizează dezvoltarea județului Gorj și a raionului Sângerei, dar mai ales schimb de bune practici între cele două entități administrative. Foarte pe scurt am să vă spun cum s-au derulat acțiunile în această deplasare. Vineri, într-o ședință festivă a Consiliului Raional Sângerei, eu împreună cu domnul Ovidiu Popescu, consilier pentru relații internaționale al președintelui Consiliului Județean Gorj, am prezentat protocolul de înfrățire dintre cele două regiuni, județ și raion, și în fața consilierilor raionali am transmis gândurile de bine ale președintelui și ale tuturor gorjenilor, care am convingerea că vor realiza importanța acestui protocol. Am oferit o plachetă care să reprezinte elementul de bază din punct de vedere protocolar al acestei acțiuni și în aceeași măsură, sub formă de cadou din partea județului Gorj, am înmânat președintelui Consiliului Raional o troiță tradițională gorjenească realizată de meșterul popular Nicolae Rotaru. Medalia jubiliară a Consiliului Județean Gorj de asemenea a fost înmânată conducerii Consiliului Raional, după care au urmat câteva vizite la principalele instituții, fie de învățământ, fie economice, din raionul Sângerei,
Mă refer aici la Liceul Mihai Eminescu, chiar din orașul Sângerei, Liceul Teoretic Olimp, din modul în care a fost prezentat, am realizat faptul că este cea mai importantă unitate de învățământ de pe raza acestui raion, Muzeul Etnografic Sângerei, după care am vizitat câteva comune din această zonă, e vorba de comunele Pepeni, Chișcăreni și Rădoaia, acolo unde am fost primiți de oficialii la vârf ai respectivelor unități administrativ-teritoriale. Părțile română și moldoveană au convenit continuarea relațiilor de parteneriat prin facilitarea cooperării directe între orașe și sate gorjene cu cele din Republica Moldova, între reprezentanții instituțiilor locale, ai organizațiilor neguvernamentale, precum și ai comunității oamenilor de afaceri din Gorj și Sângerei, o delegație oficială moldoveană urmând a se deplasa cât de curând în județul Gorj.